Bună seara, domnilor și domnilor. Suntem în direct, domnule Voicilă. Dialogul nostru continuă și în direct. A început câteva minute înainte de emisiune. Dragi prieteni, este ora 19, este Sportul Special. Bogdan Cotruță vă salută. Vă invită să rămâneți alături de noi, alături de Mediasud, alături de Sportul Special, până aproape de orele 20, la penultima emisiune a sezonului 2013-2014. Suntem aproape de vacanță și noi încercăm să stabilim așa concluziile acestui sezon fotbalistic, în primul rând. Îl avem invitat pe domnul Florea Voicilă. Bine ați venit și vă mulțumesc pentru că ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc și eu de invitație. Bună seara tuturor celor care iubesc sportul și în special celor care iubesc fotbalul. Doamnelor și domnilor, s-a cam terminat cu activitatea fotbalistică, cu activitatea sportivă, mai sunt așa ecouri prin diferite locuri. Ne pregătim de vară, toată lumea se pregătește de vară, nu neapărat de vacanță. Fotbalul nu intră în mod obligatoriu într-o vacanță totală. Vor mai fi impulsuri fotbalistice la nivelul județului, vor mai fi activități. Am avut săptămâna trecută memorialul Alexandru Iatan la cea de-a patra ediție, la stadionul din Plosca, câștigat de Astra Giurgiu de data asta, cea de-a patra ediție a acestui eveniment fotbalistic. Ne facem și noi datoria de a aminti despre acest eveniment și de a-i felicita pe organizatori. Domnule Voicilă, s-a tras cortina peste un sezon, unul cu bune, cu rele. Eu zic că dacă stăm să facem o analiză și să cântărim, așa ca justiția pe frontonul Palatului de Justiție, cred că ieșim pozitiv. Cred că am avut parte de un spectacol fotbalistic de bună calitate, nu doar la nivelul Ligii a 4-a, dar și la nivelul ligilor inferioare, a 6-a, a 5-a. Ambițiile sunt foarte mari, toată lumea a stat cu ochii pe fotbalul de la primul eșalon și dorința de a ajunge la acel nivel a fost cuvântul de ordine. Avem forțe proaspete venite în Liga 4-a, în urma poate celui mai interesant și mai echilibrat sezon din ultimii ani, 2013-2014. Sunteți în continuare la Unirea Țigănești, antrenorul acestei formații. Cred că sunteți în obiectiv, ați obținut locul al 6-lea la finalul acestui sezon cu 46 de puncte. Nu mă înșeală pe mine datele statistice. Da. 13 victorii, 7 egaluri, 10 înfrângeri consemnate în cele 30 de partide ale sezonului competițional de Liga 4 a 2013-2014. Cu șefii echipei, autoritățile locale din Unirea Țigănești, ați făcut bilanțul acestui sezon până acum? Da, am văzut cu cei din conducerea clubului, cu președintele și cu primarul localității, păstrez săptămânal legătura, ne vedem o dată sau de două ori și acum, dar de mai multe ori în timpul campionatului care s-a încheiat recent. Dar revenind la faptul care l-ați remarcat mai devreme privind plusurile și minusurile la acest campionat care a trecut, eu aș dori să amintesc faptul că putem trece la plusuri promovarea în Liga 3-a a echipei Sporting Roșiori, pe care îi felicit pe această cale, la fel cum am spus-o și la finele jocului când a avut loc Festivalul Fotbalului de Lomănan pe stadionul din Roșiori, dar nu pot să nu-mi exprim încă o dată regretul pentru faptul că echipa mea de suflet, FCM Alexandria, nu a reușit să câștige și să reprezinte din nou fotbalul alexandran la nivelul Ligii a 3-a. În ceea ce privește formația de la Țigănești, asta a fost obiectivul. Puteam mai mult, o spun, am fost și supărat în ultima parte a campionatului, dar până la urmă am reușit să ne clasăm în primele 6 locuri, așa cum a stabilit la început conducerea clubului. Mi-ați aruncat mingea la filou, lăsasem pentru minutele următoare. Avem un fragment de discurs din Festivalul Fotbalului Terminal, sâmbătă 14 iunie, din Roșiori de Vede, de pe stadionul municipal. Al doilea an la rând, Sporting s-a încununat campioană județeană, a fost capitala fotbalului județean, a găzduit Festivalul Fotbalului Telurmănean, meciul de baraj și meciul de cupă dintre FCM Alexandria și Unirea Brânceni, faza județeană a Cupei României, evident. Ați luat un premiu acolo, premiul pentru întreaga activitate fotbalistică la nivel județean. Avem niște imagini, haideți să le vedem, să le și auzim.
Îl invităm alături de noi să-i ridice premiul pe cel care cu cinste se contopește cu istoria fotbalului tenormânean. Se numește Florea Voicilă, numele spune tot. Născut la data de 1 ianuarie 1954, fost mare jucător în divizia Benarulmentu, în divizia Rachimia Turnu, Râmnicu Vâlcea. Domnule președinte Prodan, vreau să vă spun că Florea Voicilă a jucat și la Rova Roșiorii de Vede, dacă nu mă înșeală memoria. Și a făcut parte din selecționata universitară a României, medaliată cu bronz la campionatul mondial universitar din Mexic 79. Ce se mai poate spune despre Florea Voicilă? Rămâne un mare campion. Mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adusă pentru a fi prezent la această premiere. Am un mare regret, faptul că echipa mea de suflet, FCM Alexandria, nu a reușit să câștige campionatul județean și cu atât mai mult nici de astăzi, dar nu pot să nu felicit echipa campioană a județului, Rova Roșiori, care îi doresc un succes de plin, ce date am eu, că județul Teleorman este prima dată din anul 1958 când nu are o reprezentantă la nivel național. Da. Nu știam cu ce o să deschideți discuția, nu pregătim atât de minuțios emisiunea, avem o emisiune dominată de fair play, dar liberă. M-ați răscolit acum iar prin imagine dată de la stadionul municipal. Păi din, credeam că vă fac plăcerea, a fost premia. Nu, pentru mine plăcerea mai mare ar fi fost ca cei care sunt evidențiați acolo și premiați să fie echipa FCM Alexandria. Nu, eu am destule premii, nu regret și mulțumesc pe această cale conducerii AJF Teleorman pentru faptul că s-a gândit la noi, dar probabil că a așteptat vârsta de 60 de ani să împlinim atât eu cât și Mitică Bârlă, colegul meu care a depășit-o cu 2-3 ani față de mine și să ne facă această bucurie la o vârstă mai înaintată privind meritele pe care le-am avut noi în activitatea fotbalistică. Ați jucat și la echipele roșiorene, la Rova Roșiorii? Am jucat la Roșiori de Vede și puțin, numai 6 luni de zile, un retur de campionat, după ce am venit la divizia de la Timiar Nicu Vâlcea. Cineva binevoitor din conducerea echipei de la Alexandria nu a fost de acord să mai mă întorc la echipă. Și pentru 6 luni de zile, primarul municipiului la acea vreme, domnul Petre Badea, pe care îi transmit pe această cale multă sănătate, am înțeles că este în suferință, un om deosebit, un om care s-a dorit în totalitate sportului și fotbalului, în special la Roșiorii de Vede, atâta timp cât a deținut funcția de primar al orașului Roșiori de Vede, a venit cu mare plăcere și a zis că nu-i vine să creadă că eu voi juca la Roșiori. Am jucat pentru 6 luni de zile, după care m-am întors la Alexandria. O dragoste cu năbădăi întinsă pe decenii întregi între dumneavoastră și Ulmentul, FCM Alexandria sau cum se mai numeau? Da, pentru mine totul a însemnat Alexandria, indiferent unde eram. Aceasta a fost a treia ieșire a mea, ca să spun așa, sau exilare, pentru că la vârsta, nici nu împlinisem 18 ani, am fost pentru prima dată transferat la Rapid București. Un exil frumos. Eu nu spun nu, dar la acea vreme atacantul echipei Rapid era regretatul Sandu Neagu, vârful echipei naționale de fotbal. Am reușit să joc numai în 3 jocuri, restul în jocurile echipei a doua, de tinerii rezerve, cum se numea atunci campionatul. Și înainte de terminarea campionatului, a turului campionatului, am mers la generalul Dragnea, cel care se ocupa atunci de fotbal, pentru că fotbalul era prins atunci în cadrul Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, al cărui președinte era domnul general Dragnea. Am făcut niște demersuri acolo și mi s-a aprobat înainte de terminarea perioadei către Rapid să mă întorc la echipa de unde am plecat automatic, Alexandria. Am venit cu mare plăcere și... Nu v-a chimotizat și pe dumneavoastră atmosfera din Giulești și de atunci era foarte pitorească. Dar eu țin cu Rapid. Extraordinar. Eu țin cu Rapid și astăzi mă bucur că astăzi a primit licența, dar greu de acum încolo începe. Pentru că am luat licența, dar nu sunt bani.
sau nimeni nu mai vrea să vină să investească la Rapid. Să le spunem telespectatorilor noștri, poate unii nu știu, Alexandru Neagu este vârful de atac al mai echipei din 70, de la Guadalajara, Mexic 70, da, unde a scris golul victoriei României, meciul cu Cehoslovacia și echipa României. Extraordinar. Alături de Dumitrache, de Dobrindă, de Mrosti și de ceilalți mari fotbaliști pe care i-a avut România în acea perioadă, Dinu, Sătmăreanu, Lupescu, Radu Numbailer, Dobrin, recordat Dobrin și alții. Ați trecut pe la Rapid, farmecul vieții nu v-a hipnotizat total, v-ați întors tot la Alexandria, parcă era mai... Or fi, dar să știți că pe mine niciodată nu m-au interesat banii. Nu neapărat banii. Banii, pentru că mirajul plecărilor asta înseamnă pentru oricine și pentru orice ce mă duc undeva unde este mai bine. Ei, eu nu m-am simțit nicăieri mai bine decât la Alexandria. Și faptul că pe 2 februarie am împlinit 44 de ani din momentul când am venit la Alexandria și am călcat prima dată iarba de la stadionul municipal, am semnat, vă dați seama, aproape o viață de om. Ei, la anii de glorie sportivă ai mei, anii 70, 80, 85, țin să vă spun că atunci când veneam cu echipa națională, echipa A, echipa de tineret, echipa olimpică la aeroport, erau samsar de la alte echipe în divizia cu sacoșile cu bani. Nu trebuia decât să dau o semnătură. La un moment dat, unii din ei cereau ca să semneze nevastă mea numai ca să apară. Pentru că atunci nu erau cu hârtii ca acum... Analize grafologice. Cu analize, bătut totul la nu mașină. Nu erau reportofane, telefoane mobile. Atunci se transfera un jucător pe nota de plată de la restaurat. Decât semna aici jos. Că ai semnat tu și pe aia se trecea. Se transferă de la la. Acela. Ei, niciodată nu m-au tentat. Nu m-au interesat să fiu aproape de locurile natale, de oamenii care îi cunoșteau și care mă stimau nespus de mult. Adevărul e că v-ați simțit foarte bine, Alexandre, era greu să plecați, dar chiar mă întrebam adesea, dom'le, ați fost selecționat în național, ați fost reprezentați, nu singurul caz, dar sunt două cazuri de jucători selecționate în naționala mare, pe vremea când naționala României reprezenta totuși ceva și se ajungea foarte greu acolo, din divizia B. N-am fost decât unul atunci, Florea Voicii. Atunci a fost primul, dar după aia s-a mai întâmplat o altă situație. Dar a fost primul... De singurul jucător la momentul ăla, când eram din Liga a doua, cu regretatul Ștefan Covaci, unul din cei mai mari antrenori pe care i-a avut România, antrenorul Ajaxului care a câștigat de trei ori Cupa Campionilor Europeni, care într-o declarație, după ce am adus echipa națională de fotbal a României, într-un meci la Alexandria, gândiți-vă ceea ce a însemnat și pentru alexandrenii care au venit atunci și au umplut până la refuz și pista stadionului municipal, ca o dovadă a faptului că eram cineva în fotbalul românesc. După acel joc, Piștikova a dat o declarație și a spus dacă Florea Voicire joacă la divizia, tricou cu numărul 9 al echipei naționale îi aparține. Dar faptul că n-am vrut să plec, iar organele de partid și de stat care erau atunci înainte de 89 la nivelul județului, spunea că nu mai lucrează lumea la Romentu dacă părăsește Florea Voicile orașul. Eu am stat aproape aici, m-am dăruit în totalitate pentru fotbalul alexandrean. Și nu regret niciodată acest lucru. Sunt multe legende și multe lucruri care se spun despre dumneavoastră, se spune... O să vă întreb și asta, nu știu dacă vă place neapărat să discutăm, să întâlnim la orice festivală, să spune că ați iubit într-adevăr echipa din Alexandria, da. Dar la un moment dat dragostea asta era cam sufocantă. Pe de altă parte, e un proverb că la umbra marilor stejari, iarba nu prea mai crește și că dumneavoastră ați făcut așa un sistem care părea fără ieșire la un moment dat. Nu, domnul Bogdan. Cred că sunt lucrurile înțeles greșit de unele persoane. Pentru mine, a te apuca de o treabă înseamnă să pui dragoste, pasiune, să-ți placă ceea ce faci. Dacă o faci numai din interes, sau o faci ca un robot, nu te mai apuca de. Trăim vremuri mercantile. Nu știu ce fel de vremuri trăim. Am rămas și eu poate învechit? Nu. Deci eu am cerut să se facă fotbal. Dacă vrea alții să facă altceva, să facă, dar nu cu mine. M-a surprins declarația pe care ați... acum nu m-a surprins cum ați început emisiunea, aducându-vă din nou aminte de FCM. Am fost amândoi la Roșiori, cred că ați văzut meciul între Unirea Brâncin și FCM Alexandria. Dacă puneam la pariuri atunci, mi-eșea. Am ghicit rezultatul dinainte.
Nu cred. Pentru mine a fost rezultat. O surpriză. Eu l-am ghicit. Ținând cont de multe antecedente și mă plimbam printre pe lângă jucătorii de la FCM și de la Brânceni. Și am simțit ceva. Zic, domnule, ăștia erau timorați de la Brânceni, jucători de valoare, dar neantrenați. Pentru că nu se antrenează. Sunt jucători de primă mână acolo. Erau crispați și Măgureanu și Dăsculțul, vedeai că are piciorul înțepenit puțin și zic, măi, ăștia când, dacă rezistă primul sfert de oră, au șansa să câștige cu 1-0 și a ghicit chiar și pe Ilie că dă gol. Ceilalți la Alexandria, jucători foarte buni, bine antrenați. Jucați la pariuri. Păi nu se prezicător. Scoate a patra. Eu nu dădeam la momentul ăla nicio șansă Unirii Brânceni. Deși au avut o echipă competitivă în Liga 4-a ăsta, deși exista antecedentul că învinsese FCM-ul la Brânceni, am crezut, după victoria de orgoliu 4-0 obținută în campionat pe terenul din Alexandria, ca fiind ultimul joc al sezonului pentru FCM, că vor face totul ca să câștige, continuând cel puțin pentru anul competițional, să întâlnească o echipă de Liga 3-a în Cupa României. Faptul că cei care au condus ostilitățile la Roșiori de Verde au fost cei din Brânceni m-a surprins în totalitate. Și încă la te vă spun, eram mâvnit și regret de ceea ce văd. Dom'le, dacă ajung să bată Alexandria, Porostia, Saiele, Brânceni, ce discutăm? Uda? Deja până la, după rezultatul de la Porosca, deja alea nu mai contau, era meciul de vacanță pentru Alexandria, pentru că ieșiseră din cursă, dar atunci, în momentul când s-a produs primul rezultat surprinzător, de fapt și 2-2 ăla de debut a fost surprinzător la Olteni, dar apoi eșecul de la Brânceni, pe mine m-a surprins. M-a surprins foarte tare, deci nu mă așteptam. Știam echipa din Brânceni, știam din Cupa Telormanul, dar totuși mă așteptam la altceva. A fost un meci interesant atunci de văzut la Roșiori, pentru un om neutru, eu fiind neutru, dar vă spuneam, nu am jucat eu fotbal, nu știu, n-am fost antrenor, însă, plimbându-mă așa, încercând să iau pulsul, am văzut, nu știu, am simțit o chestie, neapărat că sunt relaxați și de la Alexandria, poate prea siguri. Jucătorii, la ei mă refer. Nu, eu aș vrea să... Nu știu, am simțit, zic, băi, să vezi că dacă ăștia nu primesc gol în primele 15 minute... Nu, eu mă așteptam ca în partea a doua a jocului Alexandria să domine în vasi totalitate echipa de Brânceni, ținând cont de ceea ce ați afirmat și dumneavoastră mai înainte, și anume faptul că echipa de Brânceni, nefăcând pregătire, în ceea ce privește latura fizică, cei din Alexandria se vor impune. Dar eu altceva am observat acolo și lucru care mai m-a durut încă o dată peste ceea ce trecusem de cursul unui an de zile. Faptul că îndepărtarea mea de la echipă, deci la echipă, spun așa, și a celor doi fiei mei, Ionuș și Dan Voicilă, care au jucat atâția ani la nivel divizionar, da, s-a făcut cu scopul de a se face o echipă tânără pentru viitor la Alexandria. Ori la meciul cu Brânceni din Cupa României, ultimul joc de final de campionat, nu a existat pe teren în prima repriză niciun jucător junior. Deci rețineți, niciun jucător junior. Noi asta analizați altfel lucrurile. Eu analizez pe ceea ce se petrece la echipă. Aveți mai multe informații. Care, nu informații, am fost prezent la joc. A intrat în partea a doua a jocului un jucător Leo. Da? Brânceanu. Da, și s-au mai încălzit 2-45 de minute și n-au jucat niciun jumătate de minut. Și atunci eu îmi întreb, care este proiectul? S-a pierdut un an de zile. În afară de faptul că Alexandria putea, deci Alexandria anul trecut, deci în vara anului trecut, a fost singura echipă din seria 3-a, Ligia 3-a, care n-a jucat în divizia C. Toate celelalte echipe competitoare din Liga 3-a au jucat în campionat, în acest campionat. Numai noi n-am jucat. Și atunci am început acel proiect de întinerire fără tineri. Eu nu înțeleg. Întâlnire fără tineri. Se vorbesc... Adică este păcat. Alexandria n-are voie, domnule, să înțelegeți un lucru. Alexandria, de la Alexandria, este de ora exactă. În fotbalul telormanean, prima echipă a județului Telorman a fost Rulmentul Alexandria, care a dus faima fotbalului telormanean. Păi poate că s-a terminat epoca. Nu există. Nu există. Nu poate să fie Alexandria în urma la alte orașe din astea, fără fotbal.
Și nu sunt acum virulent. Rețineți ce vă spun eu. Eu spun asta din dragostea mea și din focul care îmi arde aici în permanență, pentru că echipa Lăsandia joacă cu echipele din județ. Mai și pierde cu ele. Aia cu atât mai grav. Eu am văzut mai puține jocuri fiind dincolo. Dar nu se poate așa ceva. Domnule Voicilă, erați dumneavoastră, erau și fiii dumneavoastră. Vă spuneam de acea dragoste care părea la un moment dat sufocantă. Era nevoie de o depresurizare, era nevoie de poate și de o nouă schimbare. Acum, ce s-a întâmplat în acest sezon 2013-2014 a surprins pe foarte multă lume. Săptămâna trecută a fost în locul dumneavoastră Gabriel Vlădulescu, președintele Sportingului, omul zilei în fotbalul telurmănean, pentru că, iată, ne-a... Îl salut pe această cale, îl felicit, dar să nu uite că n-a avut niciun adversar în acest... Haideți că a fost. Niciun adversar. Rețineți, Găbie s-a îmbătat în seara când a auzit că nu mai sunt eu la Alexandria. Păcat că n-aveți telefoane ca să intervie. El a fost cel mai bucuros pe sună mai așa. Ați neapărit că mi-ai deschis pârtia. Ați făcut 2-2 greu, ați scos 2-2 la Țigănești. Dar ei au scos greu. Ei au scos 2-2, ați condus. Bun. Dar eu îl felicit încă o dată pentru ceea ce a făcut Gabi acolo, dar greu să ține minte un lucru. A fost un sezon greu ăsta. Greu de acum începe. Da, corect. Și pentru el. Mâine au o întrunire interesantă. Vorbim și despre treaba asta. Păi a făcut foarte bine, pentru că anul trecut, după ce au câștigat, au făcut banchetul. Înainte. Și le-am spus, țineți minte că peste 3 zile e jocul de baraj. Anul ăsta n-a mai fost așa. Și e bine că îl face acum, ca să simtă cu adevărat gustul victoriei. Sigur că da. Încă o dată le urez distracție plăcută, pentru că au realizat ceva. Un proiect extraordinar la Roșilor. De obicei se desumflă balonul. După ce o echipă pleacă cu speranțe, cu nu știu ce, nu câștigă barajul, pică 2-3 trepte în plus, dispare de pe firmament, nu mai atacă barajul. Sportingul a rămas în cursă, nu cu foarte mulți bani, avea contracandidate serioase, declarate și serioase. Și Videle și Alexandria au fost adversari serioși pentru Sportingul și OTVD, indiferent ce zice lumea. Să nu uităm și că parteneri de întrecere foarte serioși. Țigăneștiu, Brânceniu, Plosca, Botoraga au fost echipe foarte serioase. Să nu uităm că Sportingul n-au pierdut niciun meci, dar au făcut 1-1 la Traian, au făcut 0-0 la Brânceni, cu bara Brânceniului în ultimul minut. 2-2 greu scos la Țigănești. Domnul Bogdan. A fost un campionat interesant. Domnul Bogdan. Mai interesant ca celălalt. Campionatul a fost interesant prin creșterea valorii medii unor echipe, prin jucătorii care i-au adus și transferat la echipele respective. Dar eu vreau să vă spun altceva. Alexandria n-avea voie să piardă un punct. Un punct cu lotul care l-a avut, n-avea voie să piardă acest campionat. Or să fie o diferență de 10 puncte între Sporting și FCM? Distrigător la cer. 10 puncte. Nu e ultima dată când a evoluat echipa de Alexandria în Liga 4-a? A câștigat în 2008 cu campionatul cu 23 de puncte diferență. Și am pierdut barajul cu compres. Și am pierdut barajul cu compres. Compres de atunci, domnule, să facem și acum o paranteză. Compres Gym acum, echipa care a fost acum, 7, 8, 9 jucători care au jucat în echipă, au jucat într-un campionatul la Recolta Izvoarele. Deci nici n-a fost campioana București. A fost a doua echipă clasată pe locul 2 la play-off, ceilalți nu au vrut să meargă. Este foarte bine că Sporting Roșiori participă de nou la nivel național în Liga 3. Ziarele și site-urile de sport, trebuie să vă întreb și treaba asta, scriu despre o nouă demitere la Alexandria. Proiectul de 3 ani, știți cum e, cam poveștile, se pare că n-a durat decât un an. Nu am date oficiale din partea FCM-ului, nu am reușit să intrăm în acea redută, însă tot așa din relatările altor colegi de la ziarul Telorman, de la site-ul Telesport, se vorbește de un proiect pe 3 ani. Nu se nuanțează, nu se detaliază ceea ce înseamnă proiectul ăsta pe 3 ani, 3 ani Liga 4-a, 3 ani de promovare a juniorilor, 3 ani în care să încercăm an de an să ajungem la Liga 3-a, nu știu ce înseamnă proiectul ăsta pe 3 ani. Se pare că ieri ar fi fost o întrunire a Consiliului Director la FCM Alexandria. Încerc să-mi aleg bine cuvintele pentru a stabili, pentru a prinde exact nuanța cea mai echilibrată și cea mai corectă, pentru că mi-e foarte greu neavând informații directe de acolo. Sunt greu de obținut, credeți-mă.
Se pare că ar fi fost aseară un consiliu director al FCM-ului Alexandria și s-a făcut analiza sezonului 2013-2014. Evident, nu avea cum să iasă pe plus. Locul 2 în campionat cu 10 puncte sub Sporting, înfrânți de Unirea Brânceni în Cupa României, nu aveau cum să iasă pozitiv și se pare că Mircea Cristescu, antrenorul principal al formației, ar fi fost demis. Unele surse dau ca sigură, alte surse se pare că așteaptă până săptămâna viitoare un comunicat oficial din partea staffului Alexandrean. Se pare că pleacă și profesorul Sorin Albeanu. Se pare. Nu se știe, aștept cu multă curiozitate, sperăm mai multă deschidere. Dar indiferent care va fi conducerea de la FCM Alexandria. Știți ce vă dă treaba asta? Nu. Deci eu... Aveți vreun rol? Eu nu fac parte din Consiliul Director. Eu n-am jucat fotbal. Nu fac parte eu de acolo, ca să ne înțelegem lucru. Eu mă ocup de latura administrativă la stadionul municipal. Adică îngrijiți de iarnă. Cei care terenul să fie la dispoziție, să fie apăcat de ce trebuie la stadion ce asta. Ceilalți care s-au ocupat, ce hotărâri au luat, nu le cunosc. Eu le cunosc pe cele care le-au luat împotriva mea și a celor doi copii ai mei. Și cred că de atunci, Consiliul Director, nu știu dacă s-a mai întâlnit. Aia a fost întâlnirea cu de gradul zero. Ca să nu mai director fie... se întâlnește numai când nu știu. De minte pe cineva. Doamne, nu știu. Atâta spun. Nu știu nici câți ani va fi. Am văzut și eu în presă astăzi, în care era trecut antrenorul Cristescu din... demis. Titlul e foarte clar, articolul e mai... Deci vă spun sub cuvânt de onoare că nu știu niciun fel de decizie luată de Consiliul de Administrație al clubului. Cunoscând tenebrele fotbalului teleorman, multă lume ar zâmbi acum în fața televizoare, cum nu știe voi ce, adică nu... Deci vă dau cuvântul meu de onoare. Dacă primiți o ofertă din partea, să veniți la FCM Alexandria. Stai să ne înțelegem un lucru. Din partea Consiliului Director. Mai puțin, să ne înțelegem un lucru. Deci eu antrenez acum la Țigănești în timpul meu liber. Sâmbăta. Da. Da? Și o fac asta din pasiunea pentru fotbal. Nu am nici am antrenorat. Mai mi-e de mie ca să antrenez. M-ați înțeles? Nu m-am ocupat de latura administrativă și a conducerii clubului. Știu că l-am ținut atâția ani de zile la nivel superior, chiar dacă au fost și anumite sincope, dar astea erau posibilitățile financiare la Alexandria și m-am luptat cu echipe care făceau parte toate din jurul Bucureștiului, din județul Ilfov, echipe cu bugetele 3-4 ori mai mari decât ale Alexandriei. Ceea ce acum a fost cu totul altceva. Deci nu sub nicio formă nu voi veni să antrenez eu, Alexandria. Să preluați frâiele echipei, nu în iarbă. Nu știu, nu decide fără voi, eu v-am mai spus încă un lucru înainte. Nu mă pricep la fotbal eu. Mă ați înțeles ce să mai discutăm? Suntem de acord să vă dăm o șansă acum. Nu îmi trebuie nicio șansă. Mai acceptați? Nu. Nu mai veniți la Alexandria? Știți cum a zis Crin Antonescu Rătălaia? Da, particip la alegeri. Și vă spun eu, nu. L-am ratat pe Crin Antonescu. Păi eu vreau să vă întreb, cine să-mi facă mie acea propunere? Consiliul Director. Cel care m-a dat afară? Pe când am pus prost sau bun? Oamenii mai greșesc. Atunci, nu există. Asemenea greșeli nu le faci nici măcar o dată în viață. Are o emisiune. O dată în viață asta? O dată în viață la televizor. Vă pus național ăla. Păi cu mine după asemenea activitate și aia, păi nici nu trebuia să-mi atingă cineva. Eu vorbesc de fotbal, de sport. Eu nu vorbesc de afaceri, nu vorbesc de nimic. Vorbesc de sport. Păi nici eu nu vorbesc de afaceri. Nu trebuia să fiu eu, pentru că dădea 3-5 telefoane și asta care vreau. Ce-au făcut? Deci, să-mi dea rezultatul acum. Păi, ce-au rezultatul făcut? E statistic. Păi ce-am crescut? Câți jucători am crescut în cei tineri? Am zis că reîmprospătăm lotul. Și eu am fost de acord cu acest lucru. Domnule, se face acolo, vine pe pinieră de acolo. Care e echipa a doua? A terminat pe locul 7 după ce am mai folosit câțiva jucători la echipa întâia în timpul campionatului. Eu vreau să vină 6-7 jucători de acolo, chiar dacă nu promovam, domnule. Chiar dacă nu promova. Dacă câștigam pentru un an de zile 6-7 jucători. Păi dacă nici în ultimul joc n-a jucat niciun junior, ce am câștigat noi într-un an de zile? Tot Sportingul a câștigat și la junior, știți asta? Știu! Da. De asta vă zic că e echipa greșit. Eu cer cu aia, dacă este acolo la meci, de la noi de la Țigănești, n-au venit, nu s-au prezentat. Au rămas fără motorină. Nu, a fost noaptea un banchet și n-au mai venit. Dar lăsați-o. Dacă vreți ca să trecem la de-astea alte negative, avem mai multe și cu ce au mai discutat și ce s-a mai făcut. Dar nu vreau. Poate
cu începerea sezonului veți avea mult mai multe. De la sursa Florea Voicilă. Și când v-am dat eu sursa, să fiți sigur că... Domnule, eu vorbesc de fotbal, domnule. Eu nu vorbesc de la colțul străzii și lucruri de aia. Pentru că mulți n-au curajul să spună. Eu am curajul să spun. Pe ce eu mă sperii de ce? De fotbal? Sau de cine să mă speriu? Ne-am fi dorit o altă relație cu FCM Alexandria. Asta e treaba noastră, a celor din presa scrisă, vizuală. Noi astea sunteți cei care... Eu... Deci nu vreți să mai vă întoarceți la Alexandria? Stăți noi să înțelegem un lucru. Nu mă întorc eu ca antrenor. Nu, ca director sportiv. Nu știu. Nu sunt manager sportiv. Manager sportiv. Aia. Dar eu am spus că n-am făcut parte din consiliul director. Eu nu am mai făcut o dată. Deci eu acum 20 de ani cu cineva, pe 3 zile m-a schimbat. După ce am dat o mare mână de ajutor, să ajungă ce a ajuns. Și mi-a zis, zice, dacă nu zici ca mine, și am spus, domnule, stai că zic că dumneata, dacă sunt lucruri benefice pentru fotbal. Dacă nu sunt, nu zic niciodată. Și am zis, ești liber. Nu, să trăiți. Plec eu. Ăsta-s eu. Nu mă înțelegeți? Iar eu dacă plec cu cineva și nu am plecat la luptă ca să câștig, să nu mai vină lângă mine. Am vrut să plec ultimele etape de la Țigănești. Asta nu știam. Pentru niște jucători care tratau jocurile așa. Păi, jucătorii dumneavoastră îi băgați în teren, puteai să-i schimbați. Păi, dar n-aveam să schimbăm atunci, că nu venise răunii. Era o situație. Ați înțeles? Era o situație. Dar acum, să vedeți că nu știu dacă mai fac parte aia, domnul Lotola. Vă supărați pe antrenor. Dacă mai sunt eu acolo. Bun, haideți să revenim la lucruri concrete, speculațiile. Aștept și eu să clarifice situația cu echipa din Alexandria. Zvonistica e foarte bogată. Zvonistica este foarte bogată și o analiză a zvonisticii e greu de făcut. Haideți să vă zic și despre zvonul ăsta. Da. Tot așa, pe la colțuri. Se vorbește că e posibil ca Alexandria să cumpere un loc în Liga 3. Eu sunt președintele Comisiei de Cultură Sport din Consiliul Local al Municipiului Alexandria. Vreun zvon? Cel puțin eu, la fel cum v-am spus înainte, nu am auzit niciodată despre această propunere. Ori ca să te apuci să ia, e la fel ca o fată de asta tânără care se duce să avorteze și se duce la babe. Dom'le, și asta ar fi acum cea mai mare greșeală. La momentul ăsta, după ce au trecut anumit timp. Ăsta când te apuci de o treabă, trebuie să pui lucrurile, să le pregătești în timp. La noi a trecut deja 2-3 săptămâni. Deci n-a venit nimeni cu o cerere? Eu nu știu. Eu nu știu. Eu aș fi cel mai bucuros ca să existe echipă la Liga 3. Nu mă înțeleg. Dar dacă la momentul ăsta... Există Sporting Roșior, de vede. E, domne, este și... Stai că nu s-au ratificat rezultatele toate la... E o formalitate. Poate fi cu contestație cineva. E o formalitate. M-ați înțeles? Este o formalitate, dar eu aș fi cel mai bucuros. Vă dați seama. Pentru că... A jucat la Rova. Nu numai de Rova. Eu vorbesc de fotbalul alexandrean. De fotbalul alexandrean. Sunteți dacă ajungeți la Sighetul Marmației în capătul țării și spuneți că este de la Alexandria, eu mă întâlnesc cu oameni, spuneți, voi cine mai trăiește? Îi aduc o casetă, le fac cadou un CD-ul cu special. Da. Mie îmi place să mai văd și alte orașe care mai au fața Alexandriei, nu știu, nu sunt așa centralist, nu sunt legat sentimental ca dumneavoastră. Într-adevăr, la Alexandria mult timp s-a dat ora exact. Dar ceasul se mai defectează. Păi nu există nume, așa ar trebui să de acolo se dea. Uitați-vă că 3 ani de zile când a luat CFR-ul Cluj campionatul acolo, la București nu se mai vorbea de fotbal. Până a apărut Gigi Becalia. Și a făcut pe dracu' în patru și a trebuit să ia campionatul. Se vorbea. Păi așa și aici. Păi cu cine vrea să ia campionatul? Să ele? Păi mai ales de acum. Unirea Brânceni. Păi de acum, mă ales pentru campionatul care urmează. Videle a dat drumul la jucătorii în vârstă la toți. Da? Cu experiență. Și nicio șansă nu va avea în următorii 2 ani. Nicio șansă, ce v-am spus eu. Sporting a promovat și cine mai e? Saele, Uda și probabil Voința Salcia și cu Înfrățirea Vârtoape. Păi ce să vorbim? Eu merg pe mâna Unirii Brânceni, echipa mea preferată. Dom'le, Unirea Brânceni a făcut o figură nu frumoasă, ci foarte frumoasă. Ce are frumoasă să are un băiat acolo, Marin Botea, care... Este și va fi, se va mai auzi de Marin Botea. În a antrena, m-ați înțeles, Petru, un băiat care pune pasiune. Aici trebuie făcut o mare diferență. Între cei care, unii care sunt veniți pentru a câștiga bandă la fotbal și alții în care depun suflet pentru a face ceva în fotbal. Nu e rău să și câștigi.
Să câștigi după merit. Eu mă fac să câștigi după merit, domnule. Să câștigi după merit. Sunt multe lucruri necunoscute în fotbalul telormănean. Mulți le știm, mulți le bănuim. Rămâneți la Brânceni, doamne, la Țigănești. Deocamdată sunt la Țigănești. Adică astăzi când vorbim. Deocamdată, da. Echipa e în vacanță. Da. Am reușit niște transferuri. Ia ziceți-mi câteva nume. Da. Ion Alexandru de la Videle. De la Videle l-ați luat pe Ion Alexandru. Da. Era jucătorul dorit de multă lume. Da, Cum ați reușit? Cum ați reușit? Stați-i o floare voi cine, vin jucătorii după mine. Păi era jucător, e cam de Liga 3 așa. Păi da, jucător care poate să joace ușor la Liga 3. Lejer. Da. E preferatul meu. Și el Năstase. Năstase e fundașul central. De la Petrolul Videle. Astăzi am vorbit cu Butucaru, cu portarul echipei de la Olteni. Adică expira contractul și 99,99% este jucător, n-a rămas decât să-și pună semnătura. De asta, în tratative avansate cu Dan Voicilă. Sunteți în tratative cu Dan Voicilă, cu băiatul dumneavoastră. Da. Negociază dur? Nu. Dacă negociază, cum spun eu, este în regulă. Dacă nu. Nu negociază cele că Dan Voicilă. Așa. Dar am vocină liber de contract? Liber de contract. Așa. Da, legitimația e acasă la mine, dacă vreți să știți. Mai sunt sunat de 3-4 jucători. Vă sună și jucătorii? Da. Nu le dăm nume pentru că... Nu le dau nume la acest moment. Poate au angajamente. Nu le dau nume la acest moment. Mai pot să dau... certitudini și care pot fi... Să nu facem rău jucătorii. Faptul că 2 sau 3 jucători sub 21 de ani de la Viitorul Domnești. Am purtat discuții cu viceprimarul Paralter și mi-a spus că oricând este dispus să-mi cedeze ca să joace la noi la Țigănești. Pentru că nu avem decât 2 jucători sub 21 de ani și mai trebuie să acolo încă 2-3 care să completeze lotul și atunci când este nevoie să poată să răspundă corespunzător cerințelor, dar vreau să spun că și anul acesta premize pentru o clasare între locurile 1-5 prin ceea ce face primarul comunei și cu președintele clubului care este viceprimarul comunei este de realizat fără niciun fel de problemă. Și cred că voi avea o discuție cu dânsii și dacă nu vor accepta niște lucruri impuse de mine, atunci s-ar putea ca să vă băgați. Pentru că, cred că eu sunt nemulțumit în final de locul obținut. I-au spus, bă, dar e bine că suntem aici. Nu-i nimic, o fi bine pentru voi, nu pentru mine. Cu mine cine... Au rămas marcați de sezonul... Domnul Bogdan, să înțelegeți un lucru. Eu în viața mea am pierdut enorm prin gură. Dar eu sunt un om deschis. Eu nu mă duc să vorbesc prea colțul rând. Eu le spun lucrurilor în față. Și la jucători ea și la alții care vorbesc despre fotbal cu mine. Pentru că la fotbal zic că mă pricep eu. O echipă cu... Altceva nu vorbesc. N-am fost nici brutar, nici bucătar. Nu vorbesc de alea. Eu vorbesc de fotbal. La segmentul fotbal, cred că am toate argumentele cu care pot să port o discuție cu cineva. Eu știu echipa din Țigănești ca una foarte solidă, cu un lot suficient din punct de vedere calitativ, dar și cantitativ. O echipă la care vine Ion Alexandru, Năstase, Butucaru și Dan Voicilă. E o echipă care își propune și alții. Și ăștia sunt suficient de 4 nume deocamdată. Și alții. E o echipă care transmite niște mesaje, care are niște gânduri. Nu, are gânduri pentru a serioase. A continua serioase, fără niciun fel de problemă, pentru că așa cum îmi spuneați, dacă port discuții, m-am spus permanent cu cei care se ocupă de destinele echipei și de asta vreau să lucrez cu oameni serioși. Și mulți din ei au fost salvați de domnul primar și de președinte. Mulți dintre jucători. Așa. De asta au fost salvați. Mai boemi. Altfel nu. Am renunțat. A venit și acel transferul portarul Obretin, care oricum nu mai juca. Domnul juca un joc, el unul celălalt. Asta era. Ei au hotărât că vor să... De bază. Păi nu mai era de bază din cauza lui, Vârsta? Nu vârsta, evoluțiile. Da. Deci pleacă Obretin. Da. Așa. Haideți să vedem. Deci aici atât. Atât la momentul ăsta.
Nu mai aveți nicio plecare? Până nu ne-am completat ce avem, nu discutăm de plecări. Mă uimește treaba asta, pentru că aveți un lot, deja aveți un lot bun. Da, 18 jucători, 18, fără Obretin. 18 jucători, 18 fără Obretin. Fără Obretin. Și cu 4 care stă acolo, cât stă acolo? 22. S-ar putea să mai vină 2-3, să mai plece 2-3. Dar pentru noi este destul timp. Aș fi vrut, dar sunt cheltuieli, vezi, domnul primar și cu domnul președinte, sunt cheltuieli acum și n-au mai dorit să le facă pentru participarea în Cupa României, pentru că aș fi vrut ca să-i testez pe acești jucători, dar spre partea finală, odată cu reînceperea campionatului, vom face 2-3 jocuri amicale în care să vedem, să căutăm să facem o omogenizare a echipei pentru nou campionat. Nu vreau să bag zăzania acum în direct între dumneavoastră și conducerea de la Țigănești. Cred că știu cam ce condiții vreți să impuneți acolo, legate de disciplină, probabil. Alea sunt. Și de atitudine. Da. Fără să intrăm așa. Deci primul lucru, disciplină. Disciplina și atitudine. Disciplină. Cine mișcă, nu mai mișcă. Mișcă în afara terenului, cine mișcă pe teren, nu cred că... Cine nu respectă ce am spus eu, nu va mai face parte din lotul ăla. Ori plec eu. Deci asta este, nu e niciun fel de problemă. Eu m-am apucat de antrenorat acum. N-ați mai antrenat acum? M-am antrenat destul. Destule performanțe. Nu știu cât se pot lăuda și cu performanțe de antrenorat ale mele. Dacă iau pe toți care sunt de aici, n-au câte am eu. Ați înțeles? Dar alții sunt... știu să dea pe laptop, nu știu ce, să transmită către ăla ce fac ei, ce fac ei. Nu, și n-au făcut nimic. Deci n-au realizat nimic la viața lor. Dom'le, mie nu mi-a transmis nimic. N-au realizat nimic. Să vină cu realizările. Să-i lăsăm. Nu, nu trebuie. Nu este nici un pronunț nume. Nu, păi... Nu pronunț nume. N-are rost. Sunteți, nu sunteți în Cupa Telormano? Să zicem două, trei vorbe despre... Dar voi fi prezent în Cupa Telormano, poate la unul, două jocuri în fiecare... Aia, dacă se desfășoară aproape. Să văd echipele. Și viitorii adversari și asta și niște jucători, că mai vreau să dau drumul la niște jucători de la noi să joace la alte echipe. Asta vreau să vă întreb. Să spunem două, trei vorbe pentru telespectatorii noștri, că suntem în ultimele zile premergătoare acestei competiții a fotbalului estival din Telorman, ediția cu numărul 42, o competiție de mare tradiție sub girul principal al Consiliului Județean Telorman și al Asociației Județene de Fotbal, în special al Consiliului Județean. Va începe pe 5 iulie, sâmbătă. Sunt 19 echipe la momentul actual înscrise în competiție. Din discuțiile pe care le-am purtat înainte de începerea emisiunii cu președintele AGF, cu domnul Stan Prodan, mâine se așteaptă înscrierea și celei de-a 20-a competiției pentru a se putea organiza grupele și a se putea organiza jocurile. Vor fi cel mai probabil 20 de competitoare la startul acestei ediții cu numărul 42. 24 oricum e numărul maxim. Este permisă participarea tuturor echipelor din județul Telorman care au activat la ligile a 6-a, a 5-a și a 4-a și fiecare echipă are dreptul să folosească 5 jucători pe tabel, 5 jucători care nu sunt legitimați. Nu sunt în proprietatea clubului sau echipei, asociației sportive respective. Eu. Câți aveți? Dați pe la alte echipe. La momentul ăsta, unul și cred că cu Dani Burcea, doi. Și urmează să mai primească unii. Dar eu vreau să vă spun altceva, că noi am vrut să ne înscriem. Dar la ultimele două jocuri din campionat, am avut decât 12 jucători la videre și 13 cu un junior la de ce? În ziua aia. Pentru că nu au venit. Unul a avut nuntă, unul a avut botez și a ținut și pe ceilalți de la București. Și atunci, de-aia am vorbit eu. Și unii au fost invitați. Și unii au fost invitați. Și atunci, păi, dar noi avem meci cu cine? Cu echipele pe locul 1 și 2? Vin numai la 2. 2 și 3 și nu vin? Eu de-aia am pus piciorul grav referitor la disciplină. Și atunci ce făceam? Ne înscriam acum și făceam o singură remarcă. Da, ne înscriam, jucam, nu primeau nimic pentru jocuri decât dacă luau titlul. De câștigătoarea cu mine. E un mecanism așa mi se pare interesant. Normal. Mi se pare normal. Așa vom proceda și în campionat. Dacă nu mai speriați că vă pleacă jucătorii. Și dacă plec aici, găsim jucători. De jucători este problemă? Vai de mine. Nu știu, de multe ori ei joacă pe teren. Dacă anunțăm mâine trial pentru joi, știți că sunt? Păi da, după aia dacă spune... Uitați-vă că echipele se desfințează. Așa e. Și dacă mai ține cineva, este mare lucru. Așa că jucătorii, la cei care se desfințează, ce fac? La Liga 3-a, a doua sunt probleme, da? Ce vorbim? La ligile astea. Și atunci vor să vină? Într-o idee.
Iar ați gândit că echipa nu va fi clasată în locurile 1-5, nu vor mai primi nimic. Le transmit acum, ca să știi, în direct la toți. Cu conducerea ați vorbit? Conducerea pune viză pe ce spun eu. Bine, domnule. Dacă nu se ia pe altcineva, să stăm pe 14. Sistemul... Am fost pe 14. Bun, aia e o poveste tristă, dar e de mult, parcă e în altă... Nu e de mult, e de una jumate. Acum de una jumate. Nu, cam acum 2 ani era stremurat. În turul campionatului, în returul campionatului. În una jumate. Cu greu. Să nu fi fost în pielea primarului și a viceprimarului atunci, când era echipa așa și cum erau... Am comentat câteva meciuri. Vai de mine. Am comentat câteva meciuri și erați... Când n-aveam. N-aveați, abia întocmea sfoaia. Atâția eram. Erați toți. De asta am spus. Deci nu spune nimeni că nu este de acord ca să fie jucătorii răspătiți, dar după merit. E o armă cu două tăiușuri. De multe ori aplicarea e foarte bună, adică dacă obții victorie sau egalitatea primești bonusul ăla de meci, dacă nu, nu. Dar... Doamne, poți să și pierzi. Nu-i problemă. Depinde cum pierzi. Dar depinde cum pierzi. Și cine? Asta e subiectivă treaba, nu, că dacă nu e scrisă pe tabelă și oficial... Depinde să poți să și pierzi. Nu-i problemă. Dacă ți-ai făcut datorie, e normal să fii... Pot să fie și alte cauze subiective. Și n-am atins iubitul ăsta la ceea ce am pățit noi. Și nici n-aș mai vrea. Și n-aș vrea, nu, în primul rând... Echipă. Nu-i vorba de asta. Domnul Bogdan, să ne înțelegem un lucru. Florea Voicilă și cei doi copii ai lui care joacă la nivelul Ligii a 4-a sunt tratați total diferit de cei care oficiază jocurile decât alții. Și eu nu vreau să intru în niște date certe. Și la Dan și la... Păi Dan Voicilă a fost suspendat de unul la un chioș de ziare, domne. Eu și vă spun eu, de un observator la el la poștă. Și se văita după ce a băut două berce, eu l-am scos, zice, ca să câștige ăia meciurile. Eu auziseam ceva. Că ar fi fost, într-adevăr, prezent la un meci și nu era pe foaie, nu era, nu juca. Nu, domne, jucase în meciul ăla, domne, a jucat în meciul ăla, a ieșit la pauză și la după finalul jocului a fost suspendat în civil. De unde am mai pomenit? Că l-a cunoscut că e Dan Voicilă. Păi ce făcea domne pe la chioșul ăla? Ăla, la chioșul ăla, împărțea pensiile. Ați înțeles? Acel observator. Care la un meci de fotbal... Nu, ce făcea Dan, lăsați... Păi nu, acolo s-au făcut hârtiile ca să-l suspende. Cu un membru al biroului executiv, dar nu vreau să intru în detaliile astea, că ajungem la altceva. Am auzit și eu ceva. Nu m-ați înțeles. A fost foarte supărat și Dan. De după... să se trezească și ei odată. Că ei sunt prestatori de servicii la echipele unde vin. Și observatorii și arbitrii. Deși, în acest campionat... Au fost depășiți de valoarea echipelor. Așa este. Dar sunt arbitri care pot arbitra bine. Puțin. Dom'le, puțin mai mulți. Și eu când afirm asta, știu ce spun. Eu accept și greșeala. V-am spus încă o dată, eu n-am fost bucătar. Da. Ați înțeles? Accept când este și greșeală. Să nu fie tentativa de a fi ostil numai unei echipe. Ce să spun de unul? Mai era și director de școală. Care spunea, la mine e fluierul. Vă arăt eu ce vă fac azi. Și el era cu paharul de ceva la un bar. Apă minerală. Înaintea meciului. Apă minerală, domnul Voicilă. Noi am gustat. Sunt multe legende. Și la noi acum poate să fie apă sau apă de foc. Noi am gustat. Da, știu, da, ce da. Știu ce înseamnă apă. Să știți că vodka se... Nu înainte, bărbaniștii, vodka o mâncau ca ciorbă. Da. Înainte. Puneau în farfurie ca să ne prindă antrenorii și cu lingura... Agreau ciorbă. Ciorbă. Păi poate de-aia jucați. De astea care pot. Acum avem tot felul de... Nu, jucam că ne plăcea, domnule. Și ce jucători? Le place și lor, dar... Eu mă repet cu ce mai spuneam. Când noi ne culcam, ăștia pleacă de acasă. Asta e o mare problemă. Mă înțeles. Și să-i cer pe urmă, nu vine la meci, nu se scoală. Dar astea sunt. Era altceva. Parcă și gazonul mirosea altfel, nu știu dacă... Când eram pentru mine miroase la fel cel de la Alexandria. Cel de la Alexandria. Da. Dacă nu trec să rup două, trei fire de iarbă zilnic de pe el, nu mă simt bine. Face ce faceți, de Alexandria. Nu mă simt. Păi de nu pot să nu zic, domnule, aici e viața mea. Sufocați pe oameni ăștia. Domnule, aici e viața mea. E greu să fiți... Oamenii, ce să fiu? Să fiți antrenorul copilului noastră. Nu greu, este foarte greu. Pentru că și ei sunt doi tipi colerici, doi tipi vulcanici, așa doresc este. Victoria la fel ca mine, nu suportă nedreptățile și de asta au de suferit. Pentru cei care trebuie să împarte dreptatea, nu o fac cum trebuie. Ambii jucători buni. Și nu bun, foarte bun. Dar greu de... Dan și cu Ionuț dă în fiecare campionat și 40 de goluri, dumne. Ce discutăm? Am avut campionat, au dat 67.
la ultimul campionat în asta. 67 amândoi. Ce discutăm? Și a dat afară. Hai, un afară lui. E dat afară. Și atunci... Bun, i-a dat afară, dar cu ce am înlocuit? Ce am pus la loc? Deocamdată eu, ținut, au promovat o echipă asta după 2-3 ori și din județ în C și din C în B și unii nu știau unde e stadionul. Și cu bani mult mai puțin. Domnul Văcilă, suntem la final, am așteptat să vă încheiați fraza. Rămânem așa, în coadă de pește, întrebare retorică. Referitor la ce? La unde suntem acum și ce s-a întâmplat. Suntem pe finalul emisiunii, să le spunem telespectatorilor că ne găsești și pe sportsud.ro. Găsim emisiunea înregistrată. Mâine, marți, la ora 10, suntem în reloare. Domnul Văcilă, vă mulțumesc pentru că ați răspuns. Și eu vă mulțumesc de invitație și încă o dată spun că iubitorii fotbal din Alexandria ar merita mai mult pentru ceea ce a fost fotbalul la Alexandria. Poate o mână de fier să strângă în jurul dânsului și oameni de afaceri din Alexandria și aia și să reînviem fotbalul la Alexandria. Nu mai comentez afirmația noastră, încheiem cu ea. Vă mulțumesc pentru atenție. În câteva minute urmează știrile. Rămâneți cu Mediasul. La revedere. Ne vedem săptămâna viitoare cu ultima ediție a sezonului. Toate bune!